Bună dimineața, stimați reprezentanți mass media. La finalul ședinței tradiționale cu participarea președintelui țării, președintelui Parlamentului și prim-ministrului vin cu următoarele informații. În primul rând, suntem după ziua de ieri, când noi în țară am marcat ziua lucrătorului medical și farmacistului. Vreau încă o dată să aduc din numele conducerii întregii țării felicitări pentru medicii noștri, pentru tot personalul medical, pentru farmaciști. Și aceste felicitări vin împreună și cu mulțumiri și închinăciuni pentru activitatea și dedicația acestor oameni care permanent au grijă de sănătatea noastră, iar în condițiile de pandemie cu care ne confruntăm deja mai mult de 3 luni, ei sunt în primul rând expuși ei riscului sănătății, dar în al doilea rând fac tot ce posibil pentru ca să salveze sănătatea și viața cetățenilor Republicii Moldova. Felicitări din inimă și mulțumim din suflet pentru tot ce faceți dumneavoastră. Astăzi este 22 iunie, Republica Moldova este ziua comemorării jertfelor fascismului. În 1941, 22 iunie, s-a început următoarea fază a războiului 2 mondial, când naziștii au atacat fosta Uniune Sovietică. A fost cel mai sângeros conflict și mulți oameni, foarte mulți oameni au decedat, inclusiv fiii neamului nostru, veșnică amintire pentru cei care au decedat în acest război, cel mai mare război din istoria omenirii. Următorul subiect, situația pandemică. După cum și am menționat lunea trecută de la această tribună, din păcate, săptămâna trecută a fost o evoluție negativă a cazurilor de COVID atât în lume cât și în Republica Moldova. Am avut recorduri absolute săptămâna trecută pe plan mondial, în primul rând. Vineri au fost peste 180.000 de cazuri la nivel mondial, ceea ce este antirecord absolut. Antirecordul precedent a fost de 150.000, adică cu 20% mai mic, care a fost înregistrat tot săptămâna trecută. Cam aceeași dinamică o avem și în Republica Moldova. Este clar că, odată cu reluarea activităților economice pe plan mondial și la noi, numărul acestor cazuri crește. Și, după cum am spus și luna trecută, este important ca sistemul medical să facă față acestei provocări, acestui salt de număr de cazuri. Pe parcurs săptămâni trecute au mai fost pregătite locuri în spitale, după cum menționam. Deci, actualmente, considerând numărul nou de locuri, de paturi în spitale, deci noi avem ocupate în jur de 50-55% din numărul acestor locuri în spitale. Mai complicată este situația cu personalul medical, care este realmente extenuat. De aceea, mesajul meu către populație este încă o dată manifestarea disciplinii, respectarea regulilor, pentru că în afară de locuri în spitale, mai avem nevoie și de oameni care să ne îngrijească acolo. Noi am avut deficit de cadre medicale și până la pandemie, bineînțeles că acum este și mai accentuată această problemă. Deci, estimați cetățeni, aveți, vă rog, grijă de sănătatea dumneavoastră. Statul face tot ce e posibil, dar dacă dumneavoastră nu o să fiți disciplinați, nu o să reușim să trecem de această pandemie cum nu trece nimeni în lume. Mâine va avea loc ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Vom analiza evoluția situației. Cunoașteți că la 30 iunie se finalizează starea de urgență de sănătate publică, dar mâine se va pune în discuție subiectul extinderii acestei stări de urgență. Eu sâmbătă am fost la Ministerul Sănătății, am fost acel grup focal care în fiecare zi se convoacă din
ce a fost remarcat la acea ședință, Ministerul Sănătății, ANSP-ul, medicii vor veni cu propunerea de a prelungi această stare de urgență încă pentru o lună. Vom examina, bineînțeles, la comisie această propunere, dar este mare probabilitate că vom extinde starea de urgență încă pentru o lună. Deci trebuie să ieșim din situația pe care o avem și încă o dată fac îndemn la toți cetățenii să respectăm aceste reguli. Mai departe, suntem în 22 iunie, vreau să vă raportez că marea majoritate a plăților sociale, salariilor de care răspunde statul, de care răspunde bugetul, au fost achitate pentru luna mai. Situația bugetară este una dificilă, dar satisfăcătoare în condițiile respective, deci vom continua să onorăm plățile și angajamentele financiare ale statului. Bineînțeles, continuăm eforturile de identificare a surselor suplimentare de finanțare deficitului bugetar. Reconfirm ceea ce am spus și luna trecută, deci statul este în stare să achite angajamentele pe care le avem, angajamentele financiare, și nu este pericol pentru salarii și pensii. Bineînțeles, depinde cum va evolua mai departe activitatea economică și, în ultimul rând, și politică. Mai departe, săptămâna trecută am participat la summit-ul conducătorilor de state și guverne a parteneriatului Estic, deci a fost un forum la care au participat toți conducătorii statelor Uniunii Europene și acelor 6 membri a parteneriatului Estic. Am discutat împreună și acele 5 direcții de cooperare prioritară a Uniunii Europene cu aceste state. Republica Moldova și-a exprimat acordul cu aceste direcții. În primul rând este vorba de dezvoltare, bineînțeles, economică, socială, drepturile omului, acele provocări care le avem în legătură cu schimbările climatice, pericole este hibride, propagandă, apropo, din toate părțile. Suntem expuși propagandei din toate părțile, nu numai dintr-o parte, așa cum se consideră. Deci, pentru perioada următoare, Uniunea Europeană ne asigură de un suport și o cooperare cu aceste 6 state. Săptămâna aceasta am înțeles că va veni și acel suport anunțat încă în luna martie de echipamente medicale. Știți că atunci Uniunea Europeană a anunțat un suport de 30 de milioane de euro pentru cele 6 state din parteneriatul Estic. Am înțeles că săptămâna aceasta vor veni și primele partide, fapt pentru care mulțumim, bineînțeles. Săptămâna trecută am întreprins o vizită la Comrat, acolo unde a fost pusă piatra de temelie pentru școală în Comrat, școala moldovenească, unde vor învăța copiii găgăuzi, vor învăța în limba de stat. Deci este un bloc nou construit cu suportul Guvernului României și, bineînțeles, cu contribuția Guvernului Republicii Moldova. Mulțumim pentru suportul Guvernului României. Am vizitat mai multe obiective. În primul rând, construcția drumurilor. Noi mergem pe planul nostru anunțat încă în noiembrie 2014 de construcție masivă a drumurilor. Bineînțeles, situația pandemică a influențat la o etapă aceste ritmuri, dar acum, la acest moment, ritmurile se recapătă, se recuperează, se muncește foarte intensiv pe traseul Chișinău-Giurgiulești, atât la Cimișlie, cât și la Comrat, cât și pe traseul spre Vulcănești. Se recuperează acele pierderi în grafic și, după cum ne-au asigurat antreprenorii responsabili de construcția acestor drumuri, deci graficul inițial anunțat, angajamentele în timp pe care le au aceste companii vor fi îndeplinite. Astăzi va avea loc prima licitație pentru programul de construcție a drumurilor în localități, acele drumuri bune. Pe parcursul săptămânii vor fi petrecute licitațiile pentru marea majoritate a localităților. Din 1 iulie vom începe și lucrările în localități. Deci noi revenim la activitățile cotidiene normale, activitățile legate de
reconstrucția infrastructurii, investiții masive în infrastructură și cu aceasta, bineînțeles, în paralel cu crearea locurilor de muncă și asigurarea veniturilor pentru cetățenii Republicii Moldova. Apropo, antreprenorii care construiesc drumurile la sud m-au informat că 80% din angajați care sunt antrenați la aceste șantiere sunt cetățenii noștri de pe loc. Deci, încă o dată, confirmă faptul că se creează locuri de muncă și se asigură venituri populației. Săptămâna aceasta vom avea mai multe acțiuni, inclusiv, bineînțeles, va avea loc ședința Guvernului. Vom avea deplasări și în teritoriu, o să merg și la alte șantiere, astfel încât activitățile normale ale Guvernului, să zic așa, agenda normală a Guvernului, să continue cu, în special, bineînțeles, cu partea, cu dimensiunea economică, dar nu uităm și de cea socială. Acestea fiind spuse, doresc tuturor o săptămână bună, succes!